Vă spunem bună dimineața și bine ați revenit în mijlocul nostru. Vrem din toată inima să lăudăm în această dimineață pe Dumnezeu și să ne deschidem inimile înaintea Sa, așa că vă invit ca pe scaune să cântăm imnul Vrem să-L încoronăm. Aceasta putem să-L încoronăm pe Domnul Iisus ca miel și ca rege al nostru și aș vrea ca în continuare să învățăm un imn, un imn foarte frumos, se numește Let His Glory Be Seen și pentru cei care îl știu, vă invit să cântați împreună cu noi, iar pentru cei care încă nu-l știu, urmează să cântăm noi prima strofă, să prindeți puțin melodia și apoi reluăm de la început și dacă ați prins, continuăm până la final. Să o luăm de la început și să mergem până la capăt.
Astăzi, Domnul, să facă, să vadă oamenii gloria și slava Lui în noi, prin modul în care ne comportăm și să dea așa putere și să pună Duhul Său cel Sfânt în noi. Iar pentru final și pentru deschiderea programului, vrem să vă invităm să vă ridicați și împreună cu noi să cântăm imnul Voia Ta, Doamne. Să ne rugăm împreună. Tatăl nostru bun și iubitor, Tu care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru că în dimineața aceasta Tu
ne revigorezi inimile și ne-ai adunat împreună aici pentru a asculta cuvântul Tău și pentru ca, Doamne, să fim umpluți de Duhul Tău. Amin. Te rugăm Tu să-L reverși și într-o măsură bogată astăzi peste noi, peste poporul Tău și peste Suceava și Te rugăm Tu, Doamne, să ne pregătești inimile ca să ne predăm Ție cu totul. Amin. Te rugăm, Doamne, de asemenea și pentru vorbitorii din această dimineață să spună cuvântul Tău clar și să ne deschizi Tu, Doamne, inimile să-L primim. Amin. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Bună dimineața! Bună dimineața, Asher! În dimineața asta, din câte am înțeles, o să avem un program puțin diferit și deși mă vedeți aici în față și sus și probabil vă așteptați să țin un plen sau o predică, doar o să împărtășesc cu voi câteva gânduri devoționale și îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu să vorbească atât pentru mine cât și pentru voi prin ceea ce l-a pregătit astăzi. Și aș vrea ca înainte să încep să, așa cum stăm, să ne mai rugăm o dată. Doamne, dorim ca prezența Ta să rămână aici, dorim ca să deschizi inimile noastre și să înțelegem ceea ce Îți dorești pentru noi, să ne copleșești cu bunătatea și frumusețea caracterului Tău. Îți mulțumim că ne-ai ascultat prin Domnul Iisus. Amin. Gândurile mele din această dimineață cumva completează plenul Iuliei de ieri și aș vrea să încep prin a citi un verset din Ioan 14:14. Dacă aveți Bibliile la voi, puteți să le deschideți. Spune așa, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Aceasta este făgăduința pe care eu am primit-o la începutul acestui an. Și ceea ce Iulia vă povestea despre un prieten ieri, e vorba despre mine. Și îmi amintesc când eram acolo toți adunați și am tras făgăduințele, toată lumea era așa de încântată de ce lucruri frumoase Dumnezeu i-a promis pentru acel an, iar eu eram trist și dezamăgit. Și parcă e ciudat, adică de ce să reacționez așa? Probabil pentru că gândurile sau așteptările pe care le aveam eu erau un pic diferite și probabil și pentru că felul în care îl înțelegeam pe Dumnezeu era puțin diferit. Dar simt că până acum, în acest an, Dumnezeu m-a trecut așa, bine, nu doar în acest an, dar mai ales în acest an, după făgăduința asta, m-a trecut așa printr-o școală ca să înțeleg mai bine frumusețea Lui, dar și ce înseamnă rugăciunea. Și unul din lucrurile pe care m-a învățat chiar recent despre această făgăduință, că dacă îi cerem ceva în numele Lui, El va face pentru noi, se găsește în Ioan 16 cu versetul 24. A doua parte spune, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Motivul pentru care Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos ne invită și ne face această făgăduință este ca să ne dea bucurie, nu ca să fim dezamăgiți sau să simțim
nu știu, altceva, că el doar spune și până se împlinesc lucrurile. Vreau să vă citesc și un fragment în care atât de, sau o idee pe care Ellen White atât de frumos o pune. Spune că Tatăl nostru ceresc așteaptă să-și reverse asupra noastră plinătatea binecuvântărilor sale. Cât puțin? O binecuvântare două? Nu, plinătate. Aurel, azi dimineață la masă ne povestea cum a fost la magazin și a cumpărat mai multe dulciuri și a umplut ghiozdanul și și-a dat seama că are mai multe și nu mai îi încăpeau, așa că a zis, a vorbit persoanei din spate și a spus că vreau să le pun la tine în sacoșă, e în regulă? Și persoana a rămas așa foarte surprinsă, cum adică? Și a zis, păi nu mai am unde să le pun, vi le fac cadou. Și parcă mi-a arătat așa o imagine despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. Plinătatea binecuvântărilor sale, nu puțin, nu doar așa cât să numai să gustăm. Vrea să ne umple de binecuvântări. Și atunci apare întrebarea pe care mi-am pus-o eu și probabil și voi, poate că și săptămâna aceasta când v-ați rugat mult pentru experiențe și curaj și lucruri puternice să facă Dumnezeu, cum se face că uneori în urma rugăciunii și a cererii împlinirii acestei făgăduințe experimentăm dezamăgire? Dacă Dumnezeu ne promite că va împlini și spune că să cerem ca să avem o bucurie de plină, de ce dezamăgire uneori? Cred că există un motiv cu două fețe pentru care lucrul acesta se întâmplă și aș vrea să insist asupra unuia, în special dintre ele, astăzi, în această dimineață. Unul dintre ele este poate că nu înțelegem noi tot timpul cum Dumnezeu ne răspunde sau timpul sau felul în care răspunde, dar cealaltă față, aceleași motiv, este legată strict de condiția acestei făgăduințe. Vă amintiți cum scrie? Dacă veți cere ceva, cum? Cum să cerem? În numele lui Isus, în numele meu. Ce înseamnă să cerem ceva în numele Domnului Isus? E o întrebare bună și eu mi-am pus-o pentru că întrebam oare doar să spun, te rog, Tată, în numele lui Isus împlinește asta pentru mine? Asta înseamnă. Și dacă doar asta, de ce uneori parcă nu se întâmplă? Însă, cuvântul ne învață ceea ce înseamnă a cere numele lui Isus. Și asta simt că Dumnezeu m-a învățat și pe mine în această școală până acum în acest an și m-a întărit legat de făgăduința pe care mi-a dat-o. Vă citesc din Calea către Hristos, spune așa, a te ruga în numele Domnului Hristos înseamnă a te ruga în spiritul și puterea lui Hristos. În numele Domnului Isus, a te ruga înseamnă a te ruga în spiritul lui. Nu cu cuvintele lui, ci în spiritul lui. Și aș vrea să citim o scurtă întâmplare din Biblie pentru a vedea cum s-a rugat Domnul Iisus Hristos. În Matei, capitolul 26, vă invit să deschideți. Versetele, de la versetul 36, spune că Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani. 37, a dat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu.
Care era teama cea mai mare pe care Hristos a experimenta în Ghețimani și pentru care simțea nevoia profundă de a se ruga? Nu era teama de cruce, nu era teama de batjocură, nu era teama de durere, de bătăi, nu era teama de ce se va întâmpla cu el, ci durerea cea mai mare pe care Hristos o experimenta în Ghețimani era despărțirea de Tatăl. Pentru Domnul Iisus Hristos, relația cu Tatăl era lucru cel mai puternic și drag pe care îl avea, lucru pe care se bazase întotdeauna în anii misiunii sale, iar în acest moment simțea că lucrul acesta urma să fie luat. Îi se cerea să renunțe ca să împlinească voia Tatălui. Era foarte dureros pentru el. Câteva idei, felul în care Ellen White pune foarte frumos această scenă, spune că el, adică Hristos, se prindea de pământul rece ca și când ar fi vrut să împiedice îndepărtarea de Tatăl său. Datorită păcatului, el asta simțea, ruperea relației cu Tatăl său, care era cea mai importantă și cea mai valoroasă pentru el. El putea spune, călcătorul de lege să-și primească pedeapsa păcatului său, iar eu voi merge înapoi la Tatăl meu. Va bea oare Fiul lui Dumnezeu paharul amar al umilinței și chinului? Va suferi oare cel nevinovat urmările blestemului păcatului pentru a salva pe cel vinovat? Cuvintele ieșeau tremurând de pe buzele palide ale lui Hristos. Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Care a fost spiritul rugăciunii lui Hristos? Facă-se voia ta. Spune că ruga sa respira acum numai supunere. Dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Respira acum numai supunere. Mă gândesc cât de greu a fost pentru Domnul Iisus Hristos să trebuiască să renunțe la ceea ce era chiar cel mai important pentru el. Nu știu dacă ați simțit uneori că Dumnezeu vă cere să renunțați la lucruri importante, poate chiar lucruri bune, poate chiar binecuvântări, poate chiar lucruri pe care El vi le-a dat și pe care vi le-a promis, și apoi să vă ceară să renunțați la ele. Orice veți cere în numele meu, voi face pentru voi. În numele meu, adică în spiritul lui Hristos. Înainte să înceapă călătoria misionară, aveam așa niște frământări legate de niște lucruri și voiam neapărat ca Domnul să-mi răspundă, să-mi arate direcție, pe unde să iau, ce să fac, cum să fac planurile și să înțeleg exact care e voia lui Dumnezeu. Asta îmi doream. Îmi doream să aflu voia lui Dumnezeu ca să pot să merg într-o direcție sau în alta. Și se apropia călătoria misionară. Eu încă nu aveam răspunsul clar în minte. Și știam că dacă vin aici, e de lucru, ca să spun așa. Nu am timp să stau și să-i cer lui Dumnezeu să-mi arate răspunsul și va fi mai greu. Așa că am spus, nu o să merg la călătoria misionară până nu primesc răspunsul. Întâi trebuie să primesc răspunsul. Ai promis că dacă voi cere ceva, numele tău îmi vei da. Așa că nu mă duc până nu mi-arăți. Fie
stânga, fie dreapta, fie da, fie nu. Și Iulia mă suna de mai multe ori în ultima săptămână și mă întreba: Alin, dar ce te oprește să vii la călătoria misionară? Dar ce... Spune-mi că vreau să mă rog pentru tine. Și încercam eu să-i explic într-un fel sau altul despre ce ar putea fi vorba. Nu știu cum a înțeles, ce a înțeles, știu că s-a rugat. Și marți seara, adică chiar în ultima săptămână, după o conversație așa mai lungă cu Iulia, mi-am dat seama că nu mai pot să împing lucrurile așa și să spun: Doamne, până nu faci asta, nu rezolv lucrul ăsta pe care știu că ai vrea să-l rezolv. Și am zis: ok, mâine, miercuri, am ultimul examen, după ce-s de la examen, îmi iau timp să mă rog doar ca să văd ce vrei de la mine, că nu mai înțeleg. Și când am ieșit de la examen, mi-era foarte, foarte foame, dar am zis: Doamne, nici nu vreau să mănânc, vreau să stau cu tine, să înțeleg despre ce vrei să-mi vorbești și cum vrei să așezi lucrurile. Cele care mă frământă și ai promis că le vei rezolva, pentru că mi-ai dat făgăduința și vreau să te cred, dar da, parcă nu merg împreună. Și m-am dus acolo, aproape de unde stau în Sibiu, de apartament, este cimitirul municipal. M-am dus în cimitir, m-am așezat pe acolo, pe un mormânt, și am stat cu Domnul, cred că jumătate de oră, fără să-i spun prea multe, în cântecul păsărelelor, și adia așa foarte frumos, vântul și soarele era foarte călduț. Mi-a liniștit mult inima. Și apoi tot mă întrebam: Doamne, dar cum ai putea să-mi vorbești ca să înțeleg? Și mi-a venit în minte că nu am la mine nici Biblie, n-am nimic așa ce să citesc și să-mi vorbească, dar aveam la mine doar cartea Calea către Hristos. De obicei o iau așa cam peste tot cu mine. Și am zis: ok, Doamne, atunci trebuie să-mi vorbești prin asta. Nu știu ce să citesc, de unde. Am deschis cartea, m-am uitat peste capitole și văd capitolul 11, în altul, privilegiu al rugăciunii. Zic, cred că aici e ceva pentru mine, călătoria misionară despre rugăciune. Da, cred că aici o să găsesc răspunsul. Așa că m-am apucat să citesc capitolul ăsta. M-am uimit pentru că Dumnezeu nu doar că parcă mi-a răspuns nevoilor și întrebărilor și frământărilor, dar parcă m-a și pregătit să știu cum să vin la călătoria misionară și cum să mă rog. Și mi-a vorbit atât de puternic. Vreau să vă... Stați să găsesc ideea prin care mi-a vorbit și m-a convins. Am zis: ok, Doamne, gata, nu mai am ce să spun, trebuie să merg la călătoria misionară. Spune așa... în capitolul ăsta, la un moment dat: cei care caută cu adevărat comuniunea cu Dumnezeu, și asta îmi doream și îmi doresc, să am comuniune cu Dumnezeu și să înțeleg, da, voia Lui, planurile Lui, cum să pășesc într-o parte și în alta, spune că aceștia vor fi văzuți în adunările de rugăciune, îndeplinindu-și cu credincioșie datoria, fiind plini de zel și dornici de a culege toate binecuvântările ce le sunt oferite. Ei vor folosi orice ocazie pe care o au pentru a se așeza în acel loc în care pot primi razele luminii cerești. Și am înțeles că nu e excepție și că trebuie folosit orice loc și orice ocazie, și Dumnezeu asta mă cheamă să fac. A fost greu, dar am zis: ok, Doamne, pun răspunsul frământării mele în mâna Ta, ai promis că îl vei da și îl vei rezolva la timpul potrivit, și am încredere că vei face asta. Eram ok cu lucrurile astea rezolvate și ajung acasă, dar în seara aceea mă sună Cristi și mă întreabă: auzi, tu ce faci pe weekend, când vrei să mergi la Suceava? Păi am zis: păi... Na, mă gândeam de duminică, că deja am făcut niște planuri pe weekend să
mai fiu cu niște oameni dragi și, și spune el, păi uite, noi ne gândeam să mergem de vineri și ar mai fi nevoie să vină cineva, n-ai putea să vii și tu. Vă spun sincer că atunci când m-a sunat Cristi, mi-a dat toate planurile peste cap, deși alesesem acum să fac voia lui Dumnezeu și să merg la călătoria misionară, mi-am dat seama că totuși nu îi le predasem chiar pe toate și de plin. Pe moment i-am spus că nu pot să vin și am alte lucruri, dar nu mi-a dat pace un gând pe care o să vi-l citesc imediat și cu care se încheia capitolul acesta. Așa că în dimineața următoare am ieșit cât am putut de repede când m-am trezit afară și m-am dus în natură și am început să mă rog și să-i spun Domnului că simt că îmi cer asta, să renunț cu totul la ce îmi doream să fac și să vin aici să mă rog. Dar e foarte greu și da, într-un fel cred că am putut să gust puțin din ceea ce Domnul Iisus Hristos a simțit atunci când trebuia să renunțe la legătura cu Tatăl datorită păcatului și să meargă înainte să-și dea viața. Pentru că, da, era un lucru care pentru mine conta foarte mult și mai ales pentru că eu sunt o persoană care pentru care sunt foarte importante relațiile și era vorba tocmai despre asta, de a fi cu niște persoane dragi mie și să renunț la lucrul ăsta, da, mi-a fost foarte, foarte greu. Dar Domnul mi-a dat puterea și am reușit până la urmă să le las așa pe toate. Iar acum vă spun sincer că la călătoria asta misionară mi-a dat încă o făgăduință prin care m-a încurajat că am făcut alegerea bună și chiar am avut foarte multă pace. Făgăduința a venit chiar din Psalmul 91 pe care Iulia ne spunea să îl citim în prima zi și spunea acolo un verset, căci scut și pauză este credincioșia ta. Și am zis, Doamne, așa ești Tu, ești credincios. Lucrurile pe care mi le-ai promis, lucrurile pe care ai spus să ți le încredințez, că le vei împlini pentru mine, le vei face. Vă citesc gândul care m-a convins. Să ne îndreptăm atenția spre crucea de pe Golgota. Hristos și El răstignit să fie subiectul meditației, al conversației și al celor mai alese sentimente ale noastre. Să păstrăm în memorie amintirea fiecarei binecuvântări pe care o primim de la Dumnezeu și când înțelegem marea Lui iubire față de noi, suntem dispuși să încredințăm totul. Cât? Ce? Totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Este o luptă grea și poate că ați simțit-o și voi și poate că venind aici și ascultându-mă acum pe mine v-ați dat seama că aveți lucruri în viața voastră care Dumnezeu și-ar dori să îi le dați Lui. Poate sunt lucruri bune, dar care iau locul lui Dumnezeu. Poate sunt lucruri foarte bune, care sunt o binecuvântare, sau le vedeți voi ca o binecuvântare pentru alții. Dar Dumnezeu vrea să îi predăm Lui toate aceste lucruri. A ne ruga în numele Lui Iisus înseamnă ca rugăciunea noastră să respire doar supunere și predare. Și de ce ne-ar fi teamă? De ce ne-ar fi teamă să îi dăm lui Iisus toate aceste lucruri? Dacă El și-a dat viața pentru noi, mâinile acelea străpunse, oare nu vor împlini ce ne dorim? Aș vrea să vă invit astăzi și în această dimineață, dacă aveți ceva pe suflet, dacă simțiți că, nu știu, chiar și fericirea pe care vă doriți, încercați să obțineți prin metodele voastre, mi-aș dori să o puteți preda Lui. Rugăciunea voastră să respire doar supunere. Atunci când poate astăzi veți mai ieși pe stradă,
să vă rugați sau lucrurile pe care vi le doriți, poate părtășia cu o ființă dragă, să-i le predați Lui și sunt sigur că Dumnezeu le va împlini. Dorința Lui Hristos de a fi împreună cu Tatăl Său, chiar dacă a trecut prin durere și frângere, a fost împlinită. Hristos a înviat și șade la dreapta Lui Dumnezeu. Și sunt sigur și convins că la fel se va întâmpla și cu dorințele și nevoile noastre. Dumnezeu ni le va împlini, dar poate înainte ca să ni le împlinească, e nevoie să ne treacă prin această lecție a predării totale. Aș vrea să vă invit să ne rugăm fiecare în mod personal în gândul nostru și dacă avem vreun lucru care nu vrem să-L predăm lui Dumnezeu, să-I spunem că vrem să-L credem, că ni-L va împlini și dacă sunt lucruri cu care ne-am luptat și poate încă n-am primit puterea, să-I spunem că dorim să facem asta. Pentru că vă spun, bucuria care vine din ascultare și bucuria pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când cerem în felul acesta este inexprimabil, mult mai mare decât cea pe care ne-o facem atunci când ne împlinim prin propriile metode, dorințele și nevoile. Haideți să ne rugăm și voi încheia eu la final printr-o rugăciune. Să ne rugăm personal fiecare în gând. Doamne, îți mulțumim că putem să-ți predăm totul. Îți mulțumim că ai promis că vei împlini orice nevoie a sufletului nostru atunci când ne rugăm în numele Lui Iisus, când rugăciunile noastre respiră supunere totală și predare totală. Da, poate încă suntem departe de casă, dar îți mulțumim că ne primești și ai răbdare cu noi. Și mă rog, dacă este cineva care simte în aceste momente această luptă și cât de greu este să predai un lucru chiar bun ție, mă rog, Doamne, să îi descoperi mângâierea Ta și să întărești decizia de a Te urma cu totul. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin. Îi mulțumim Domnului pentru mesajul din această dimineață. Chiar m-a încurajat așa să văd cum Dumnezeu te-a condus creștin să ajungi împreună cu noi la Suceava. Urmează ca în fiecare dimineață să ne plecăm pe genunchi și să avem câteva momente de rugăciune unită pentru ziua care urmează, pentru că avem nevoie să primim putere împreună. Dar înainte să facem asta, vreau să cântăm imnul Îți predau întreaga viață.
Să le predați astăzi, dar înainte să ieșim de aici, Dumnezeu ne cere să facem asta, pentru ca să se poată folosi de noi pe deplin. Așa că vă invit să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune și să aducem înaintea Lui, dacă suntem inspirați, ceea ce încă ne mai ține și încă împiedică lucrarea, să aducem înaintea Lui sufletele pe care le vom întâlni astăzi, vremea și să ne punem așa în mâna Lui pe deplin. Venim, Tată, acum să îți mulțumim pentru că avem acest privilegiu, ca în ciuda felului în care noi suntem să apelăm la tronul Harului prin sângele lui Iisus și rugăciunile pe care le vom aduce, vrem ca să le aducem în acest spirit înaintea Ta. Amin. Mulțumim, Doamne, că astăzi să fie o zi în care ne punem la dispoziția Ta și învățăm într-un mod mai frumos și mai bine ce înseamnă să te lăsăm pe tine să îți duci la îndeplinire voia în viața noastră. Strigăm, Doamne, să ne faci atenția oameni și la nevoile lor, să ne împiedic să fim ocupați cu trecul și să trecem peste rămătările pe care fiecare le are. Dă-ne inima aceea sensibilă la oameni.
Te rog, Doamne, să însuflețești inimile noastre, să ne dai o inimă de carne care să te iubească, să pui în noi un foc care să arde pentru tine și ajută ca venirea noastră aici și plecarea de aici să fie diferită de cea de dinainte și ajută-ne, Doamne, ca să ne lăsăm de plin mâna Ta și orice e în viața noastră să putem preda Ție, orice mândrie, ajută-ne ca să ne lăsăm folosiți de Tine, să nu avem prejudecăți și oriunde Tu ne chem să slujim cu tragere de inimă, cu bucurie și să facem din toată inima. Amin. Și deși ne dorim ca vremea de astăzi să fie frumoasă, să iasă soarele, să fie cald, suntem dispuși să ne bucurăm și de nori, dacă prin aceștia numele Tău va fi mai mult onorat. Amin. Amin. Ne rugăm să primiți oamenii care astăzi au nevoie de experiența Cristinei, care au nevoie să vadă mai bine, fizic și spiritual. Se pregătește să-i primiți aici și ținți pentru că atât ea cât și fiecare participant va putea să vadă slava Ta și să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Amin. Amin. De asemenea, Doamne, vrem să ne punem înaintea Ta și să ne știu dacă există ceva în caracterul nostru, în viața noastră, care nu l-am mărturisit și să ne ajut, Doamne, să nu păstrăm nimic în sufletul și în inima noastră care ar putea să ne despartă de Tine și care ar putea să te împiedice ca astăzi să-ți faci lucrarea prin noi. Amin. Amin. Răspunsul după voia Ta tuturor acestor rugăciuni care au fost înălțate din acest loc și să pui un zid de protecție în jurul fiecărui om care va ieși astăzi pe stradă pentru ca să poată fi văzut ca un copil al Tău, diferit de lume care poate să aducă ceva mai mult decât ea oferă. Te-am rugat toate acestea în numele Domnului Iisus și Ți-am mulțumit. Amin. În următoarele câteva momente vom afla niște informații despre un proiect foarte fain de care de câteva luni este așa foarte serios implementat în Impact. Este vorba despre grupele mici de care cel puțin despre unii dintre voi știu sigur că v-ați bucurat foarte mult în săptămâna aceasta, în fiecare seară și a fost o experiență inedită. Și în continuare invit pe cei din departamentul de misiune să ne spună mai mult despre ce este vorba și poate care este folosul lor pentru noi și ce putem să facem noi mai departe. Pace! Bună dimineața! Nu-i bună sau nu-i dimineața încă? Nu m-ați convins. Sperăm să fie din ce în ce mai bine astăzi și din ce în ce mai dimineață, mai fresh în inimile fiecăruia dintre noi. Amin? Zicea Paula că de ceva vreme în Impact a început un proiect care înseamnă mai mult decât că mai facem altceva. E cumva un răspuns la rugăciune, dar o rugăciune care a venit în urma frământărilor noastre, pentru că vedeam că este nevoie să ne apropiem mai mult, să continuăm lucrarea ce se face la congres, la călătoria misionară, să ducem oamenii mai aproape. În contextul acesta a apărut nevoia de a ne aduna pe grupe mici, de a lucra în felul acesta. Însă, atunci când am început, am vrut să știm că Dumnezeu este Cel care ne încurajează să facem asta și că e cumva gândul Lui să se întâmple.
Așa că am început să studiem și ne-am bucurat să-L găsim pe Dumnezeu ca unul care este consecvent. De fapt, asta este una dintre caracteristicile care mă impresionează cel mai mult la Dumnezeu, consecvența. Că nu se răzgândește, știi, azi e așa, mâine e altfel. Nu. Și mă pot raporta la El ca la unul care este foarte stabil în atitudine, în caracter, în decizii. Și asta se întâmplă și în dreptul grupelor mici. E un Dumnezeu care n-a inventat ieri grupele mici, care a văzut, care a gândit că este important să ne adunăm în felul acesta și să lucrăm în felul acesta. Și vreau să începem să vedem în ce fel a gândit Dumnezeu lucrurile, să vedem care este îndrumarea din cuvânt cu privire la această lucrare. Aveți Bibliile la voi? Ok, le folosim în dimineața asta. Prima dată vreau să deschideți împreună cu mine în Exod, capitolul 18. Cine face grupe mici aici? Exod, capitolul 18. Puteți să și răspundeți. Cine face grupe mici aici? Moise? Ietru îi spune să facă aceste grupe mici. E foarte interesantă însă o nuanță. Spune așa în versetul 19. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat. Ietru sfătuiește. Însă versetul 23 continuă și amplifică importanța acestui sfat. Spune așa. Dacă vei face lucrul acesta cu referire la împărțirea poporului în grupuri și conducerea fiecăreia dintre ele de către un lider, spune, dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit și la locul lui. Ce se adaugă aici? Ce element observați? Ietro l-a sfătuit, însă el mai adaugă ceva. Ce anume sesizați? Dacă Dumnezeu îți va porunci, foarte important, eu îți zic chestia asta, eu te sfătuiesc, însă fă așa dacă Dumnezeu îți va porunci. Face Moise așa? Îl găsim mai jos că Moise îndeplinește această lucrare. Cu siguranță este un timp între momentul acesta când Ietro îl sfătuiește și implementarea acestui sistem de organizare. Însă între ele, cu siguranță este porunca lui Dumnezeu. Ietro sfătuiește, însă Dumnezeu poruncește să se facă astfel de grupe. Interesant, nu-i așa? Dumnezeu a poruncit să fie așa. Este înțelept, o formă de organizare care s-a dovedit a fi foarte eficientă. Nuclee mici inițial, care apoi să se extindă, să înceapă cu 10 persoane și după aceea să fie din ce în ce mai mare. Haideți să mergem puțin mai departe. Și ajungem în Noul Testament. Cine mai face grupe mici? Marcu, capitolul 3, cu versetul 14. Citesc chiar și versetul 13. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Ce face Iisus aici? Inițiază o grupă mică. O grupă mică de 12 persoane.
Și vreau să intuim puțin, să anticipăm puțin niște lucruri. Care este scopul pentru care face această grupă mică? Ce spune versetul? Să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. Știți, îmi place de Dumnezeu că nu e genul de lider care îți cere să faci lucruri, care vrea să fii funcțional. Dumnezeu trece dincolo de asta, este un Dumnezeu relațional. Dumnezeu zice, Hristos zice, ca să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. Cumva este, hai să stăm împreună, hai să ne așezăm, hai să construim împreună, hai să învățăm împreună. După aceea, mergeți și spuneți. Dar întâi este ideea asta de conexiune între oameni, la care Dumnezeu ține foarte mult. Și e greu să creezi astfel de conexiuni atunci când vorbim despre biserici de 600 de persoane și chiar mai puțin. Și 50 de persoane să fie. E mult atunci când vine vorba de relațiile astea foarte apropiate. Poți să te ai cu cineva dacă el stă într-un colț de biserică, tu în celălalt și vă vedeți o dată pe săptămână? E cam dificil, nu-i așa? Pe lângă ucenicii pe care i-a avut cu sine, în ce alte contexte restrânse îl vedeți pe Iisus? Puteți să-mi dați câteva exemple de situații în care Hristos s-a întâlnit cu o grupă de oameni? Nu neapărat cu mulțimi? Mai tare. În barcă, ok. A fost o grupă mică, acolo cel mai probabil ucenicii erau în nucleu. Alt context, altă situație. Era un loc preferat de Hristos, o casă. Pe vremea aceea casele nu erau cu living din aceea în care încap 30 de persoane. Erau mult mai modeste, mai limitate din punct de vedere al spațiului. Altă situație? Mergi în casa lui Simon și acolo participă la un ospăț. Nici acolo nu-mi imaginez că erau multe persoane. Merge în casa lui Zacheu. Lui Hristos îi plac întrevederile acestea mai personale. E odată partea asta de evangelizare publică, însă vrea și nucleul acesta mai intim, mai aproape unul de celălalt. Cât de mult se transmite însă după aceea? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al consecvenței. În Fapte, capitolul 5 cu versetul 42, întâlnim o idee. Spune așa, și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Ce făceau oamenii aceștia în templu și acasă? Ce făceau? Învățau. Și mai ce făceau? Cel puțin din versetul ăsta, mai este încă un element. Vesteau Evanghelia. În case se mai întâlneau și să mănânce, adesea se spuneau că frângeau pâinea în casele lor. Sunt două elemente, două locații, acasă și la templu. În 1 Corinteni 16:19, 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 19. Spune așa, bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Coloseni 4:15.
Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Biserica din casa Acuilei și a Priscilei, lui Acuila și Priscila, biserica din casa lui Nimfa, biserica din casa lui Filimon, erau multe astfel de biserici și casele nu primeau mai mult de 15 persoane, cam așa arăta o încăpere mai generoasă în care se puteau întâlni. Vedeți că Dumnezeu inițial 10 persoane, 12 persoane, cumva maxim 15 persoane, se creează aceste biserici, nuclee. Lucrarea pe care Dumnezeu i-a chemat pe apostol să facă avea elementele acestea două, a închinării în casă și a închinării publice. Nu știu cum ați fost voi, însă eu de mică trebuie să recunosc că nu prea m-am jucat cu păpușile, am doi frați mai mari și vă dați seama, mașini, jocuri dintre alea în care ne fugăream unii pe alții, mă rog, mă protejau ei cât mă protejau, dar oricum păpușile erau așa un element mai degrabă de datorie, îl simțeam, băi, fată, hai să mă joc și eu cu păpușile, cam așa era la mine. Și nu doar din considerentul ăsta, însă părinții ne învățaseră să avem grijă de jucării. Noi se vedeam la prietenele mele care mai decare păpușile, fără o mână, fără un picior, fără nu știu ce. Adică erau schilodite rău de tot. Cum vă imaginați Biserica lui Dumnezeu? E un întreg sau e o mână colo, un picior colo, așa, o păpușă dintre aia schilodită? Lucrarea lui Dumnezeu nu este doar în casă, nu este doar la biserică, este și în casă și în biserică. Pentru că, așa cum spune și Apostol Pavel în 1 Corinteni 15, să fie un trup întreg. De ce este nevoie de ambele elemente? Dumnezeu niciodată nu elimină lucrarea de la templu. Apostolii se întâlneau adesea în sinagogi, apoi la templu. Pentru că este nevoie cumva să te unești în închinare. Cumva să te calibrezi, îmi place mie să spun. Să vezi dacă nu cumva e prea mult sau prea puțin. Unele gânduri s-ar putea să necesite o viziune poate diferită. Alții poate te pot ajuta în creșterea ta. De aceea, biserica din casa ta, împreună cu biserica mare de la templu, este cea care face lucrare. Și lucrarea se extinde foarte mult. Asta s-a întâmplat și pe timpul apostolilor. Nu doar că se făceau grupe mici, ne întâlnim, nu știu ce, ne rugăm și ce bine că suntem împreună. Nu! Era o biserică foarte vie. Oamenii trăiau într-un fel plin de puterea lui Dumnezeu. Vreau să citim în Fapte, capitolul 24, Fapte 4, capitolul versetul 23 și apoi versetul 31. Spune așa că Petru și Ioan, după ce fac o minune, apoi sunt cumva atrași la răspundere de către sobor, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții, cei mai de seamă și bătrânii. S-au dus la ei lor, adică era vorba despre o comunitate de felul acesta, biserica din casa cuiva. Iar versetul 31 spune așa, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți erau umpluți de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Vin, se roagă împreună și locul acela se cutremură. Oamenii se umplu de Duhul Sfânt și vestesc cuvântul cu îndrăzneală. Și acum stau și vă întreb, nu știu cât de mult tânjiți voi după experiența asta autentică. Că poate și voi v-ați săturat să auziți doar povești dintre astea în care se întâmplă nu știu ce minuni, că se revarsă Duhul Sfânt, că uite
ce lucruri extraordinare se fac. De ce nu se întâmplă și la noi? Pentru că, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu și El nu greșește, lucrarea stă să se repete la sfârșitul timpului. Cu siguranță, Duhul Sfânt se va revărsa și se va revărsa în măsură bogată. Poate, plecând de la nuclei din acestea mici, care să lucreze împreună, poate plecând de la lucrarea aceasta, Duhul Sfânt se poate oferi mai mult. Mi-ar plăcea să se cutremure locul și Duhul Sfânt să se dea. E promisiunea Lui că se va întâmpla așa. Nu știu, tânjești după asta? Ți-ai dori să-L vezi pe Dumnezeu că lucrează în felul ăsta? Nu doar să supraviețuiești spiritual, dar să fii plin de viață. Să explodeze pur și simplu relația ta cu Dumnezeu și oamenii să vadă lucrul ăsta. Pentru că și în viața ucenicilor se întâmpla așa. În Fapte 2:47 vedem foarte clar consecința de pe urma lucrării esteia. Nu doar că se rugau, nu doar că primeau Duhul Sfânt, nu doar că vorbeau, că predicau, dar se întâmpla un lucru evident, o consecință clară a faptului că Dumnezeu binecuvânta lucrarea lor. Spune că ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Mi-ar plăcea să văd că lucrez pentru mântuirea unui om, că Dumnezeu îmi dă harul să sprijin, să conduc un om la Dumnezeu. La ei se întâmplă asta în fiecare zi, în fiecare zi. Cum ar fi ca la grupa voastră în fiecare zi să mai vină o persoană care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu? N-ar fi impresionant? Eu tânjesc după momentele acelea și știu că Dumnezeu m-a dat harul să le văd, pentru că e promisiunea Lui, spune că așa va face. În anul 312, împăratul Constantin cel Mare instituționalizează creștinismul. Puteți să vă adunați în oricare număr, puteți să veniți la oaltă, să vă închinați. Încet, încet s-a desființat cealaltă parte a lucrării, bisericile din case. Vii, participi, ești spectator, vezi ce se întâmplă, nu-ți mai pasă așa mult că cel din colțul ăla, din dreapta sus a bisericii, are nu știu ce problemă. Nici n-ai avea cum să știi dacă abia te saluți la biserică. Însă atunci când te întâlnești într-un nucleu mic, vezi că e ceva, un mod obligatoriu, discuți, încerci să comunici, să te rogi, să mijlocești, să ții legătura pe parcursul săptămânii. Constantin zice, nu, prea multă putere, prea mult creștinism, toți la oaltă. Ascultați, vă așezați, stați și vă uitați. Și uite așa, creștinismul și misionarismul trece de la o lucrare pe care fiecare dintre noi trebuie să facă la ceva ce plasăm în responsabilitatea celor care conduc, care sunt în față, care sunt plătiți pentru asta. Responsabilitatea este a fiecăruia dintre noi. Vrem, nu vrem, nu se poate să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu fără să fi fost înainte misionari. Ceea ce urmează, mărturia Ioanei și a lui Stelian, o să fie congruent cu ceea ce am spus. E o lucrare care a început, e doar din perspectiva lor, însă asta se repetă, se evidențiază și în alte nuclee care deja se întâmplă în impact și probabil ați auzit și voi de alte astfel de situații, că lucrarea cu grupele mici nu este nicicum dependentă de impact. Noi doar ne dorim și dacă putem să sprijinim cu ceva, cu dragă inimă. Însă îmi place să văd pe Dumnezeu că este viu și când vezi că asta se întâmplă în mod evident în viața celui cu care te întâlnești la rugăciune, este cu atât mai încurajator. Eu zilele trecute, împreună cu Iana și cu Stelian, am participat la o grupă mică de aici din Suceava
ce să zic, am fost foarte încurajată, am dat praf așa de pe experiențele pe care oamenii le-au avut în trecut și tare frumoasă a fost părtășia aceea, în care ne-am zis și de unele și de altele, în care ne-am bucurat, am râs împreună, am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră și am mijlocit unii pentru alții, ne-am apropiat prin cuvânt, ne-am rugat împreună. E o experiență pe care mi-aș dori să o repet, pentru că știu că este una lăsată de Dumnezeu. Și când Dumnezeu zice că e eficient așa și poruncește să se întâmple așa, El nu greșește. Întotdeauna e de câștigat atunci când facem așa cum ne poruncește Dumnezeu. Haideți să ne uităm la un material și după aceea o să îi ascultăm pe Ioana și Stelian. Grupa de rugăciune mică pentru mine înseamnă părtășie și spiritualitate. O grupă mică înseamnă cel mai natural cadru în care pot să mă exprim, în care pot să cresc, să împărtășesc lupte și să fiu încurajată și să ofer încurajare. E ceva ce seamănă foarte mult cu o familie. Cel mai mult îmi place la grupa mică faptul că Domnul este Cel care lucrează, Cel care ne aduce împreună. Eu și Ioana nu am făcut decât să punem la dispoziție camera din casa noastră ca să ne putem întâlni împreună și când văd cum tineri vin cu bucurie și ne spun că le place și de abia așteaptă ca să ne întâlnim împreună. De când am descoperit bucuria părtășiei în cadrul grupei mici de rugăciune și câtă frumusețe ascunde fiecare persoană, simt că trăiesc cu adevărat. De fapt, retrăiesc acea dragoste din tâi ce am simțit-o când am intrat în această biserică. Este o experiență inedită de care aveam mare nevoie, mai ales în acest context social în care trăim. Din februarie 2021 am început o grupă mică de rugăciune în casa mea, unde suntem 7 femei, 3 păstorițe, 2 membre cu experiență și 2 femei botezate recent în Biserica Adventistă. Cel mai mult mie îmi place la grupa mică faptul că la început, înainte să facem studiu, timp de o oră mâncăm și povestim împreună. Și îmi place așa mult să pun întrebări celor care vin la grupă și să aflu cum le-a fost săptămâna, să aflu ce-i frământă, ce-i doare. Și e o experiență așa frumoasă când împreună avem momente de părtășie și ne susținem unul pe altul, ne încurajăm. Cum a ajutat pe mine grupa de rugăciune? Păi am simțit că m-a responsabilizat și că în fiecare săptămână a trebuit să mă prezint la fața locului, să interacționez cu colegii din grupă și asta a avut efecte foarte faine pe plan spiritual. M-a ajutat mult să cresc. Datorită oamenilor credincioși înțelepți din grupă, am reușit să ne înțeleg mult mai bine pe Dumnezeu și am primit răspuns la multe dintre întrebările mele. Eu în ziua de azi chiar cred că sunt un creștin autentic și chiar dacă uneori mai greșesc, grupa mă oferă un astfel de sprijin și o astfel de încurajare și e mult mai simplu când se roagă mulți pentru tine decât dacă te rogi singur pentru tine și astfel asta te face să continui. Sunt Carmen din Craiova. De 2 ani am o dublă bucurie, 2 grupe mici. Pe lângă studiu și rugăciune, împărtășirea celor mai profunde valori mi-a oferit o viață spirituală din belșug. Vă provoc, textul pe care mă basez se găsește în Proverbe 27:19. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. De un an de zile deja, grupa noastră de rugăciune este pentru mine locul în care l-am descoperit pe Dumnezeu ca pe o ființă relațională cu ajutorul oamenilor de acolo. Pot spune că grupa mică de acasă este și mai aproape de inima mea, deoarece avem ocazia să ne vedem, să servim ceva bun și sănătos împreună, să avem momente de părtășie și să ne rugăm. Scopul nostru este să fim o echipă unită, instruită, plină de dragoste, care să invităm apoi în mijlocul nostru și alte persoane pe care Domnul ni le va da pentru a studia împreună cu ele
adevărurile veșnice ale Împărăției Lui. Grupa mică de rugăciune a avut un impact major asupra mea. Prin ea, Dumnezeu a reușit să-mi schimbe viața și să mă apropie mai mult de El. Îi sunt veșnic recunoscătoare pentru acest lucru. Vă încurajez să gustați din această bucurie în cadrul grupelor mici de rugăciune. Cred că este foarte fain să faci prieteni și îți poți dezvolta într-un mod frumos tot relația cu Dumnezeu. Biserica din casa noastră vă transmite... Salutări! Vă spunem și noi salutări! Anul trecut, în luna august, pe 16 august, Domnul a făcut o mare minune în viața mea și ne-am căsătorit. După nuntă, eu lucram aici la Suceava, m-am mutat pentru că Ioana e la facultate la medicină, ne-am mutat la Iași. Și începând din octombrie, suntem la Iași. Și încă de la început ne gândeam ce am putea face noi ca familie împreună pentru Domnul, pentru oameni, pentru tinerii cu care ne întâlneam. Și prima dată am mers la biserică, cum se merg tinerii, pe serărie, unde foarte mulți tineri sunt, dar era și contextul pandemiei și toată lumea cu mască, școala de sabat se făcea de la amvon, vă dați seama, o biserică de 300 de membri se facă de la amvon, răspundeau câteva persoane. Și simțeam că chiar și noi plecam de acolo nu foarte împliniți. Și atunci ne-am gândit să facem, Ioana va povesti. Ne frământam așa și simțeam că ne lipsește ceva. Chiar la un moment dat ne gândeam să căutăm o altă biserică mai mică. Adică simțeam că mergeam cumva, dar nu făceam nimic. Parcă lipsea ceva și atunci ne-am gândit împreună că am putea să ne rugăm și să chemăm sâmbătă după la amiază oameni acasă de la biserică, oameni pe care îi vedem că nu sunt cu mai mulți, adică sunt singuri, poate nu au prieteni și în fiecare vineri găteam ceva, iar sâmbătă dimineață ne rugam împreună ca Domnul să ne arate pe cine să chemăm. Și așa am început să chemăm oamenii la masă. Doar că tot chemându-i la masă ne-am dat seama că parcă nu e destul și parcă tot mai trebuie ceva. Am să rog pe fratele de la tehnic să pune slide-urile pe care i le-am dăruit. Vreau să citim un verset care din Evrei, 10:24-25. Un verset pe care l-am învățat și pe de rost, pentru că ne place să învățăm și ne încurajăm unii pe alții să învățăm versete și spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și ne gândeam noi cum putem face lucrul acesta la biserică în cazul în care interacțiunea este foarte... foarte mică. Cum puteam face? Și tot în perioada aia la Impact am început să studiem despre grupele mici. Am înțeles din Biblie, așa cum Loredana a povestit, că planul lui Dumnezeu este ca să existe și grupe mici în casa noastră, să ne întâlnim, pentru ca și în felul acesta să putem să ne încurajăm și să ne îndemnăm unii pe alții. Și am început, prima dată chemam oameni în sabat la masă, tineri în special, care îi vedeam mai... care vedeam mai rar, care vedeam că sunt poate singuri, nu au pe nimeni și chemam la masă și în felul acesta, după aceea, invitam să participe la grupa noastră de rugăciune și astfel s-a format grupul nostru de rugăciune de la Iași, pe care l-ați văzut în finalul de la video. Doar că nu a fost așa ușor. Chiar primul semestru, ne durea așa cumva, că vedeam că îi rugam pe oameni să vină, dar nu voiau să vină. Și ne-am dat seama după că ei au multe nevoi și nu ne cunoșteau, nu aveau încredere în noi. Așa că
am început să ne rugăm ca în primul rând Domnul să pună dragoste în noi pentru ei. Și după cum vedeți în Ioan 13 cu 15, 35 spune așa: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Primul lucru pe care am început să-l facem a fost să ne rugăm ca Domnul să pună dragoste pentru ei, pentru că ne supăra când veneau și, cum să spun, nici nu puteam așa să iubim sau, nu știu, era așa, nu simțeam nimic, cum să spun, pentru ei. Și rugându-ne tot primul semestru, sunându-i din când în când, aflând care sunt problemele lor și încercând așa să ne îngrijim de care puteam, am văzut că oamenii aceia încep să vadă așa în noi niște prieteni. Mi-amintesc că eu, stând la Suceava aici 8 ani singur, am făcut 4 ani facultate și master și lucram aici de vreo 4 ani, am stat întotdeauna singur în apartament și m-am și obișnuit, eu și calculatorul mai mult. Desigur, în sabat interacționam cu prietenii de la biserică, dar în timpul săptămânii lucram și la birou, dar nu eram așa obișnuit ca să ne întâlnim în casă la noi cu tineri, eu poate fiind și un caracter mai introvertit puțin, mi-era greu și simțeam că e o greutate, dar știam că așa vrea Domnul și m-am rugat, m-am pus pe genunchi: Doamne, te rog să-mi dai inimă de carne, care să simtă, să iubească pe acești tineri, pe acești oameni. Și timpul trecea și parcă mă prindea așa un drag de ei și după aceea îi sunam: hai, nu mai vii, parcă simțeam așa că ceva mi se rupe când spunea cineva că nu vine. Și atunci parcă mă prindea așa o jele sufletească și îl sunam și îl chemam. Și asta mi-am dat seama că nu era ceva care era în mod natural, ci ceea ce Dumnezeu punea în inima mea și anume așa drag de ei. Iar la grupă au început să vină și mi se părea așa uimitor că persoane care la biserică veneau rar și dacă veneau, veneau doar de la 11 la 12, la grupă erau totdeauna nelipsite. Și vedeam așa că inima lor arde și doresc să afle, mai, nu neapărat să afle, doresc să-l simt așa pe Iisus, adică nu doar informații. Și aș vrea să vă povestesc o mică experiență. Ați văzut că săptămâna aceasta ne-am rugat pentru o fată, Ana. Ea provine dintr-o familie ortodoxă și Domnul ne-a îndemnat așa să o chemăm și pe ea la grupă. Știam că deja frecventa biserica, dar, nu știu, a fost așa un îndemn că de mai multe ori tot era un lucru, chemat-o și pe Ana. Și după ce am chemat-o, am început să o cunoaște mai bine. Ea s-a hotărât să ia botezul la finalul lunii acestea, ultimul sabat din mai. Însă, săptămâna aceasta, mai mult ca niciodată, diavolul s-a luptat să o descurajeze. Ea a împărtășit săptămâna aceasta cu familia ei decizia pe care a luat-o și tatăl ei i-a spus foarte hotărât că atâta timp cât el este în viață, ea nu poate să facă această decizie. Și încă diavolul chiar lucrează interesant așa, adică la lucruri finuțe. I-a spus că poți să păzești absolut tot ce vrei tu din Biblie, poți să ții și sabatul, deci ce vrei tu, nu te oprezi de la nimic, doar să nu iei botezul. Pare tentant așa, că de fapt pare că îți oferă libertate, dar în același timp nu e deplină. Și săptămâna aceasta m-am bucurat așa mult că eram aici, că am simțit așa o putere când vedeam cum aici împreună la rugăciunea unită ne rugam. La grupa de rugăciune a fraților din Suceava ne-am rugat. Și când am sunat-o era foarte descurajată și mi-a spus că nu o să mai ia botezul. Și că crede că e mai înțelept să-l amâne. Și atunci m-am rugat pentru ea și i-am spus că părerile oamenilor sunt multe, pentru că acum în perioada asta vin mulți să-ți spună ia botezul sau nu-l ia, sau să nu-l iei. Însă am îndemnat-o să caute în cuvânt. Și m-a uimit așa mult că Domnul răspunde așa clar oamenilor sinceri. Când a căutat, Domnul a condus-o la pasajul în care vin niște oameni la Petru și îl întreabă ce să facem. Iar Petru le răspunde: pocăiți-vă și botezați-vă. Și mi-a scris din nou așa cu curaj și a zis că
de data asta chiar cred că Domnul vrea să facă acest pas și îl voi face. Și de asemenea, în perioada aia am fost îndemnată să o chem aici pe sabat cu noi și Domnul a condus ca părinții ei să permită și îl lăudăm pe Domnul că sabatul acesta va ajunge să fie și ea cu noi. Amin. Pune-te, rog, următorul slide. Am vrea foarte pe scurt să vă povestim cum se întâmplă o întâlnire la grupa mică, dar deja probabil ați văzut serile trecute. Dacă citim versetul din Fapte 2 cu 42, am să-l citesc eu, poate să rămână slide-ul, dar am să citesc Fapte 2 cu 42. Să vedem patru elemente așa cum sunt afișate și în această diagramă. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și am înțeles din acest verset că trebuie să existe cumva mai multe părți, nu doar rugăciune, nu doar gânduri spirituale, ci trebuie să existe chiar și frângerea pâinii. Și ce am înțeles noi din frângerea pâinii? Și anume să servim masa împreună. Fapt pentru care o întâlnire ține 2 ore și prima oră ne întâlnim, servim ceva împreună, ronțăim, povestim. De obicei avem o întrebare, o experiență sau o întrebare să-i cunoaștem, când sunt persoane noi sau mai multe întrebări pe care Ioana le face și așa află mai multe unele despre alții, dar întrebările sunt mai mult de natură spirituală, astfel încât să-i pună și pe ei să se gândească la cum Domnul a lucrat în viața lor. După care urmează, după o oră de părtășie, urmează să avem o perioadă de studiu de cam 25 jumătate de oră sau poate mai mult puțin și încă vreo 20 de minute sau în funcție de câte pe inima participanților să se roage, ne rugăm pentru motivele lor de rugăciune. Fiecare spune motivul pentru care se roagă și de multe ori am văzut cum Domnul a răspuns motivelor de rugăciune. O persoană ne spunea că ne-am rugat pentru ea la examen și a luat cea mai mare notă, deși de obicei nu se întâmpla lucrul acesta. Și Ana, despre care a povestit Ioana, foarte mult a spus că simțea că cumva Dumnezeu lucrează foarte, foarte puternic și ia decizii, parcă prinde putere, prinde curaj. Și cred că toate aceste patru laturi trebuie să fie prezente la o întâlnire, la o grupă mică. Mi se pare așa frumos cum Domnul, printr-o grupă mică, am văzut așa cum chiar simți că trăiești. Adică acum abia așteptăm să ne întoarcem la ea și să ne întâlnim din nou. Și de asemenea, alte 2 persoane de la biserică, care tot așa nu veneau la biserică, acum au început chiar sabatul trecut, când am fost la Suceava, chiar în sabatul acela ne-au întrebat când e la biserică, că vor să vină și ei din nou la biserică. Credem că scopul principal al grupei mici este ca să, cum prezentați și versetul de mai devreme, ca să vestim Evanghelia acolo și ca oamenii să se întâlnească cu Hristos. Aș vrea să te rog să dai puțin următorul slide. Așa. Ellen White spune un pasaj care ne-a încurajat mult, spune așa: organizarea de mici grupe, ca temelia efortului misionar creștin, este un plan ce mi-a fost înfățișat de acela care nu poate greși. Dacă în biserică se află un număr mare de membri, să fie organizați în grupe mici, spre a lucra nu numai pentru membrii bisericii, dar și pentru cei necredincioși. Grupa mică este acel loc în care pot să vină oameni care nu-L cunosc pe Hristos. Este acel loc în care ei pot să-L cunoască într-un mod personal. Este locul în care ne îngrijim de nevoile unui altora și, nu știu, parcă începi să înțelegi și să simți așa ce înseamnă dragostea. Pune-te, rog, și ultimul slide. La o grupă, de obicei, probabil ați văzut că este o persoană, un lider și un asistent. La noi, eu sunt lider și Ioana e asistentul. Ea se ocupă de partea de
la început, de așa când vin lumea, pune întrebări de partea de părtășie, și după aceea eu mă ocup de studiu, dar vreau să spun că este foarte important ca să fie un lider și un asistent la grupă pentru și amândoi să înțeleagă direcția studiului și mesajul, pentru ca să se poată sprijini unul pe altul, ca să fie așa împreună să poată construi la subiectul și direcția grupei. Și pe lângă aceasta există membri și încurajăm ca să fie și membri care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cred că într-o grupă de tineri mici, cred că o persoană care nu-L cunoaște pe Domnul s-ar simți foarte bine. Pentru că am întâlnit o persoană care nu era adventistă și spunea că la voi se obișnuiește așa să se cheme la masă? Adică e ceva neobișnuit pentru unii din ei să se cheme la masă un străin. Cum adică nu mă cunoști, mă chem la masă la tine? Adică o chestie, chiar și faptul ăsta de părtășie deja e pentru ei ceva foarte impresionant. Și cred că pornind de la acest lucru, prin prietenii se pot chema foarte multe persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu și sunt sigur că le va place. Nu cred că pentru tineri au așteptări ceva mai mari decât să se simtă într-un grup integrat, să se simtă apreciați, iubiți. Cred că asta este forța care leagă cel mai mult. Ca încheiere, noi, Domnul a lucrat așa frumos că în perioada în care noi am început să ne frământăm cu acest lucru, ne-a condus să studiem niște pasaje și să facem niște studii biblice în care să descoperim practic cum să abordăm probleme care pot apărea la grupă, să înțelegem cum să facem mai concret și, nu știu, cum v-ați simțit voi la grupele care s-au făcut aici, dar dacă Domnul v-a îndemnat și v-a pus pe inimă dorința aceasta, ori ca să faceți parte dintr-o grupă mică, ori ca să, nu știu, să simțiți așa că ați vrea să vă rugați cu cineva și ați vrea ca și Domnul să vă dea ocazia ca împreună cu cineva să începeți o grupă mică în localitatea în care vă aflați, v-aș îndemna să ne contactați pe mine și pe Stelian, sau pe Stelian, și să povestim, să studiem împreună, să ne încurajăm împreună unul pe altul și să vedem așa ce spune Biblia despre asta mai profund, mai mult. Credem că biserica, cu cât se apropie mai mult de timpul în care va veni Domnul, se va întoarce înapoi la modul în care a început. Biserica la început, pe timpul apostolilor, a început în casele oamenilor. Oamenii se adunau în case și apoi bisericile din casele lor împreună formau biserica de la templu. Și în felul acesta biserica trăia. Ne rugăm ca Domnul să lucreze în această dimineață și să ne impresioneze inimile, pentru ca dacă El ne cheamă la această lucrare, să acceptăm și să răspundem apelului Său. Cred că, așa cum Ioana a amintit, cred că ne apropiem de timpul final, când Domnul stă să vină, și cred că libertățile religioase, odată cu trecerea timpului, se vor restrânge și cred că bisericile vor funcționa în casele oamenilor și nu vor fi biserica adevărată, va fi, cred că, în casele oamenilor. Va fi probabil și la Biserica Mare, dar foarte probabil, datorită evenimentele care ar putea să vină, cred că se vor schimba puțin lucrurile. De aceea cred că Dumnezeu a condus ca în ultimul an, de anul trecut, de când a început și pandemia, cumva Domnul să ne îndrepte gândurile și mintea către grupele mici. Și cred că asta e și planul Domnului și El niciodată nu greșește și cred că conduce și lucrurile acestea. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm pentru acest lucru. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim că Tu ne-ai lăsat cuvântul Tău. Din cuvânt putem găsi principii cum ar trebui să fie o biserică. Îți mulțumim că am înțeles că chiar de pe timpul când Tu ai fost pe pământ, exista biserica mică, biserica din casa apostolilor, din casa membrilor. Îți mulțumim, Doamne, că am înțeles că la vremea noastră Tu vrei să ne readuci din nou în atenție grupele mici, din care se
facem parte, să putem să chemăm prieteni de adevăr care să te cunoască pe tine, să afle și ei despre tine. Te rog, Doamne, să ne pui pe suflet din toată inima lucrarea aceasta, să facem cu toată bucuria, cu toată pasiunea, să iubim pe tineri, să iubim pe prietenii noștri și să căutăm ca prin puterea Duhului Sfânt ca să-i aducem legătură cu cuvântul. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare participant în această sală. Cred că venirea fiecăruia a fost rânduită de Tine și Tu pentru fiecare ai o lucrare specială în lucrarea Ta. De aceea te rog să descoperi fiecăruia în mod individual care este chemarea Ta pentru ei, să le ajuți la aceasta și să ne ajuți ca împreună, ca biserică, ca întreg, să putem lucra și grăbi venirea Ta. Îți mulțumim că Tu ne asculți, rămâi cu noi și pacea și bucuria Ta va rămâne în inimile noastre. În numele Lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Vreau doar să vă mai spun puțin despre programul care urmează de acum și până diseară.